Românii care nu-și plătesc taxele riscă pușcărie de la 1 la 5 ani. Anunțul a fost făcut în urmă cu scurtă vreme de ministrul finanțelor Adrian Căciu și discutăm subiectul cu colega mea Gina Vacariu, senior editor Antena 3. Gina, bună ziua! Șocantă această propunere. Ce spune de fapt ministrul finanțelor? Bun găsit, Nadina. Vorbim de fapt despre o propunere care se regăsește într-o ordonanță de urgență în ceea ce privește măsurile fiscal-bugetare pe anul 2022. Iată, românii care nu plătesc anumite contribuții impozite riscă pușcărie de la un an până la 5 ani, scrie în acest act normativ. Mai exact, există o întreagă listă de impozite și contribuții care, dacă nu sunt plătite de români, atunci ei riscă, iată, închisoare de la un an la 5 ani. Și o să menționez din aceste impozite, deci, cei care nu plătesc impozite pe venituri din arendă, de exemplu, riscă pușcărie. Cei care nu plătesc anumite impozite pe proprietate intelectuală, cei care nu plătesc impozitul pe dobânzi, impozitul în baza contractelor de activitate sportivă, impozitul pe dividende, impozitul pe anumite pensii, contribuțiile la sănătate, contribuții la pensii, impozitul pe salariu, impozitul pe jocuri de noroc și contribuții la fondul de mediu. Toți acești oameni, fie că sunt patroni, să spunem, care, să zicem așa, au luat aceste contribuții și nu le-au plătit la stat, dar și persoane fizice, de exemplu cei care au anumite terenuri și nu plătesc impozite pe venitul din arendă, riscă pușcărie de la un an la 5 ani. Atenție, acest risc există dacă nu plătești în termen de 60 de zile de la data scadentă pentru acele impozite și taxe. Mai menționează acest act normativ faptul că în cazul în care acoperim integral acest prejudiciu și este prejudiciul sub 100.000 de euro, se va aplica doar amenda. Însă nu zice pe de altă parte și cu cât vor fi amendați românii care plătesc până la urmă aceste dări la stat. Ministrul Finanțelor Adrian Căciu spune că astfel vrea să strângă mai mulți bani la buget. Din calculele pe care le-a făcut ministrul Finanțelor, ar urma să aducă la buget această măsură între 4 și 5 miliarde de lei. Așadar, este informația momentului, românii care nu plătesc aceste contribuții, aceste impozite, riscă închisoare de la un an până la 5 ani, începând cu anul 2022. O propunere vom vedea.